I will not make the same mistake.
aboard so much misery. I will not break the way you did, it felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never strayed too far from someone. Because of you, I love to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid. I lose my way. And it's not too long before you burn it out. I cannot cry because I know the weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. My heart can't possibly break, but it was never one to stop it. Because of you, I never strayed too far from someone. Every night in your sleep, I was so young, you should have known better than to lean on me. You never thought of anyone else, you just saw your pain. And now I cry in the middle of the night for the same damn thing. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I love to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I try my hardest. Stai. Iar te-o prins cu emoții și da. la refren. Da. Nu, e foarte bine, eu și cum până acum, dar dacă poți să treci de chestia asta cu emoțiile, ar fi perfect. Ba, da. Nu știu. Fii atent, după ce marge. Ai microfon acasă. Da, l-am zis tricat. Nu-ți merge deloc? Așa, las că asta la înregistrările mele nu a fost. Se înregistrează pe coi. Dar e așa de nervant, ai tremurat la voce când v-ați luat cineva. Da, atunci când înregistrăm, nu sunt mai eu, Liviu, nimeni și cu nimeni mai luat. Dai seama, acasă, când cânt, nu tremură vocea. Și cum intră maică mea peste mine sau care nu mai pot să cânt. Stau și încep să tremur. Și știu să mă, adică încerc să mă controlez, dar nu prea mă să iei. Eu când la atunci când ne apucăm noi să cântăm, ne întrerupem cât să mai punem paharul în gură, dar nu. Nu știu, eu... Și acum respir și aiurea, vreau să mă că nu mai am aia și... Stai, nu știu, eu zic să... Avem trei piese, două femei, da? Da. Băgăm o fată la o piesă. Și la una... Nu există nimeni de scris. Cântăm noi doi. Nu, mie îmi plac ambele fete. Cum cântăm, una are voce mai... Mai urcat. Pare cum se zice. Soprano. Da. Da. Alta are voce mai... E ok, mai trebuie lucrat. Acum, până în 2012, când vine apocalipsa, tot în 2012. Scoatem piesa și pe 21 decembrie o lansăm. Odată cu bomba. Da. Deci am două, sunteți ok, după părerea mea. Acum am fi gândit așa, dacă eu plăcut, dacă eu am cântat burtica, dacă eu fi plăcut. Părerea mâinea mea. Mai bine mâine, pentru faptul că acum trebuie să recepționez anumite chestii. Dar oricum am, amândouă. Nu că-ți băia rău, dar... Nu mă ajut. Hai să mergem. Drum bun. Vedeți, cum faceți cu pile și cu tașa?